Astăzi a avut loc la Palatul Cultural al Minerului Lupeni o întâlnire care a avut ca subiect principal de discuție dezvoltarea Văiejiului în planul sectoarelor economice, respectiv agricultură, industrie și servicii, ca alternativă pentru minerit. În cadrul evenimentului au fost prezenți reprezentanții ai organizației Greenpeace România, ai Centrului Român de Politici Economice, oficialități locale și centrale, precum și reprezentanții ONG-urilor din Valea Jiului. În cadrul evenimentului a fost prezentat un raport al Centrului Român de Politici Economice care cuprinde alternative viabile pentru zona Văiejiului, în contextul în care monoindustria zonei cea minieră are de suferit în urma schimbărilor ce au loc la nivel legislativ. Am venit astăzi să lansăm un raport de cercetare, o modelare macroeconomică, prin care încercăm să vedem care sunt scenariile de dezvoltare pentru Valea Jiului. Conferința de astăzi, evenimentul de astăzi, este concentrat pe acest raport, care vine într-un context foarte favorabil, credem noi. Valea Jiului este o regiune pilot în cadrul platformei regiuni miniere în tranziție la nivelul Comisiei Europene. Știm că în aprilie au venit reprezentanții Comisiei Europene pentru prima oară într-o zonă, într-o regiune minieră din toate cele 42 de regiuni miniere care există la nivelul Uniunii Europene, după care cei de la Comisie au invitat pe cei 6 primari din Valea Jiului să participe la Bruxelles, unde cei 6 primari au semnat un memorandum pentru tranziție justă, prin care își asumă că vor dezvolta Valea Jiului. Și bineînțeles, mai vorbim de Ministerul Fondurilor Europene, care se ocupă în perioada următoare de strategia de dezvoltare a Văiejiului, iar acest raport vine la fix pentru completarea acestei strategii. Ce ne dorim noi foarte mult cu acest raport este să fie asimilat de strategia la care o să lucreze cei de la minister și evident din această strategie noi înțelegem că vor fi definite următoarele programe operaționale din care vor fi pregătite o serie de proiecte pentru următorul exercițiu financiar din 2021-2027. Venim cu o abordare relativ nouă, construind pe valorificarea potențialului local în cele trei sectoare mari ale economiei, sectorul primar, deci agricultură, sectorul secundar, adică industrie, și sectorul terțiar, servicii. Ceea ce propunem noi este o prezentare cuantificabilă, deci rezultate concrete, cifre, pe care nu le-am mai văzut, sincer, până acum, nici în alte strategii sau inițiative prezentate. Și asta este cu totul nou. În plus, noi ne-am propus să pornim de la ce există deja și să construim peste. Cum putem merge mai departe pornind de la ceea ce avem. Pentru sectorul primar am propus câteva oportunități antreprenoriale, atât pentru mediul rural în principal, pentru tinerii, să zicem, tinerii fermieri sau valorificând atât potențialul agricol cât și turistic, prin agropensiuni. Pe sectorul secundar, adică industrie, ne-am uitat la industriile care au avut cea mai mare rată de creștere în ultimii ani, de exemplu, industria lemnului, mobilă, textile, industria alimentară, în strânsă legătură și cu celelalte inițiative, deci în niciun caz izolat. Iar în sectorul terțiar, deci pe servicii, ne-am uitat la oportunități de sprijin pentru micile afaceri, pentru IMM-uri și la dezvoltarea turismului. În cadrul discuțiilor s-a pus în evidență potențialul pe care zona noastră îl posedă, dar și importanța colaborării între instituțiile publice. Vreau să vă spun că Valea Jiului nu este un anumit acolo. De punctul meu de vedere, zona potențială cel mai mare de dezvoltare, așa cum arată partea resurselor a județului, este Valea Jiului. Și cred că Valea Jiului se pot face lucruri foarte serioase, așa fel încât să devină un motor de dezvoltare al județului chiar. Dar asta este altă poveste pe care să discutăm mai încolo după ce trecem pe această fază. Eu mă bucur foarte mult că am depășit faza la care doar administrația sau toate greutatea administrării și dezvoltării Valea Jiului era pusă pe administrația locală. Nici nu era corect să fie așa. Cred că la acest moment discutăm deja de formarea unei mase critice care trebuie să aducă schimbarea de paradigmă și de mentalitate. De aceea este nevoie și de inițiativa privată, de antreprenoriat, este nevoie de toți participanții la viața socială. O să numesc ONG-uri, o să numesc
componente ale vieții sociale, de chiar la reprezentanții cultelor și așa mai departe. Deci, cred că în momentul în care discutăm despre așa ceva, despre o potențială dezvoltare a BJ-ului, atunci discutăm un context mult mai larg decât neapărat maturnați în administrația publică locală. De asemenea, s-a avut în vedere importanța găsirii de soluții pentru dezvoltarea întregii Văia Jiului. Noi nu trebuie, ca și Văia Jiului, să rămânem în urma nimănui, în urma niciunui oraș sau unei comunități din România, sau chiar mai mult din Uniunea Europeană, deoarece merităm să fim respectați și trebuie să fim respectați de toți factorii decizionali din țara noastră și nu numai. Raportul prezentat cuprinde acțiunile ce vor fi întreprinse în scopul realizării strategiei de dezvoltare a zonei în perioada 2021-2027. Persoanele care au primit noile cupoane cu pensiile recalculate, dar nu au primit banii, nu trebuie să se îngrijoreze, întrucât vor primi sumele ce le revin până la sfârșitul lunii octombrie. În momentul de față există 2000 de decizii emise, dar care nu au fost puse în plată, însă această situație se va remedia. Sunt în momentul de față vreo 2000 de decizii care sunt emise, inclusiv din iunie, deci iunie, iulie, august și acum septembrie, oameni care nu au fost puși în plată. Deci au deciziile, dar nu au fost în plată. Deci, țineți-vă bine, 2000 sunt. Toți își vor primi bani în octombrie. Cu toate că termenul enunțat anterior a fost depășit, niciun cetățean vizat de această modificare nu trebuie să își facă probleme, deoarece își va primi drepturile bănești. Sâmbătă 20 de mașini și-au turat motoarele spre încântarea spectatorilor la cea de-a 10-a ediție a Cupei VTM Lupeni Straja. Evenimentul a avut loc cu sprijinul primăriei și a Consiliului Local din municipiul Lupeni. Ca și administrație publică locală încercăm să facem tot ceea ce este posibil pentru a atrage cât mai mulți turiști, pentru a avea cât mai multe acțiuni și scopul nostru a fost și acum un an și acum 2 ani de zile ca în fiecare weekend să reușim să facem câte ceva în stațiunea Straja. Într-adevăr am alocat o sumă de 10.000 de lei pentru a putea să organizăm o competiție, zic eu, un concurs destul de frumos de mașini în stațiunea Straja. Am depus toate eforturile pentru a curăța drumul, pentru a avea tot ceea ce înseamnă logistică din punct de vedere al administrației și ne-am bucurat de un număr destul de mare de mașini care au fost în municipiul Lupeni, au fost oameni care s-au cazat, care au stat aici, care au mâncat, au socializat, s-au simțit bine și, în practică, ceea ce a fost mai important a fost concursul, care a reușit să atragă, să știți, foarte, foarte mulți locuitori din municipiul Lupeni, care s-au bucurat de sunetul motorului, de mașinile acelea frumoase și de ceea ce a însemnat o competiție. Practic, competiția este foarte bună când avem și câștigători, avem rezultate și facem tot ceea ce putem noi ca și administrație pentru a veni în sprijinul lor, ori de câte ori ne solicită acest lucru. Competiția a reușit să aducă în zona Văii Jiului o mulțime de turiști din toate colțurile țării, care cu siguranță au rămas impresionați de minunatele peisaje întâlnite aici.